Foarte multe țări din Uniunea Europeană doresc să elimine subvențiile pentru culturile energetice. Soia, rapiță. Ei spun următorul lucru. Dacă în Franța vrei să produci culturi energetice, trebuie să renunți la teren pentru hrană. Le-am spus următorul lucru. Noi nu folosim 20% din suprafața arabilă a țării. Deci pentru România o măsură care e corectă pentru restul țărilor europene, pentru România nu se potrivește. Foarte multe țări din Uniunea Europeană doresc să elimine subvențiile pentru culturile energetice. Soia, rapiță. Pe o idee care e foarte corectă. Ei spun următorul lucru. Dacă în Franța vrei să produci culturi energetice, trebuie să renunți la teren pentru hrană. Deci inevitabil crește prețul la alimente. Le-am spus următorul lucru. Da, această situație este valabilă pentru Franța. În România însă, astăzi, noi nu folosim 20% din suprafața arabilă a țării. Asta înseamnă circa 2 milioane de hectare. Nu le cultivăm. Deci pentru România o măsură care e corectă pentru restul țărilor europene, pentru România nu se potrivește încă. Deci iată, bătălia se duce și aici în România și bătălia trebuie să o ducem și în Europa, să le spunem foarte limpede atunci când avem interese care la rândul lor sunt corecte și trebuie ținut seama de ele în ceea ce se cheamă politica europeană privind agricultura și nu numai. Foarte multe țări din Uniunea Europeană doresc să elimine subvențiile pentru culturile energetice. Soia, rapiță. Pe o idee care e foarte corectă. Ei spun următorul lucru. Dacă în Franța vrei să produci culturi energetice, trebuie să renunți la teren pentru hrană. Deci inevitabil crește prețul la alimente. Le-am spus următorul lucru. Da, această situație este valabilă pentru Franța. În România însă, astăzi, noi nu folosim 20% din suprafața arabilă a țării. Asta înseamnă circa 2 milioane de hectare. Nu le cultivăm. Deci pentru România o măsură care e corectă pentru restul țărilor europene, pentru România nu se potrivește încă. Deci iată, bătălia se duce și aici în România și bătălia trebuie să o ducem și în Europa, să le spunem foarte limpede atunci când avem interese care la rândul lor sunt corecte și trebuie ținut seama de ele în ceea ce se cheamă politica europeană privind agricultura și nu numai. Foarte multe țări din Uniunea Europeană doresc să elimine subvențiile pentru culturile energetice. Soia,
rapiță. Ei spun următorul lucru: dacă în Franța vrei să produci culturi energetice, trebuie să renunți la teren pentru hrană. Le-am spus următorul lucru: noi nu folosim 20% din suprafața arabilă a țării. Deci pentru România o măsură care e corectă pentru restul țărilor europene, pentru România nu se potrivește.